Bună ziua! Am vrut să vă arăt cum fac eu faguri. Aici am o cuctă în care bag ceara la topit. După care ustrecor aici. Ustrecor. După aceea pun în presă. Cam asta e măsura în polonic. Trebuie închis repede, că dacă nu, nu iasă fagurele. Surplusul îl îndepărtez cu un șpaclu. Trebuie lăsat cam 30 de secunde să se întărească. E conectat aici la apă rece și când mi se încălzește apa din presă, dă drumul la robinet și o mai răcim. Așa. Am făcut aici câțiva. După aceea, ăștia i-am făcut în altă zi din cutie. Fac când am timp. Pun aici și am un șablon cu care tai. Surplusul de, dacă e mai mare. Ia un pic mai mare decât. Și îl îndepărtesc cu cutter. Și de aici un pic. Ok. Și îl pun din nou la topit aici. Ia să vedem dacă s-a întărit. Nu l-am închis la timp, că mi-ar fi trebuit amândouă mâinile. Și o ieși cu defectul ăsta de s-ar putea să se și rupă. Dar dacă folosesc ambele mâini, da, ăsta nu-i bun, o crăpat. Trebuie să te miști repede când pui ceara, ca să închizi repede presa. Altfel, dacă nu te miști repede, apucă de sărăcește și nu mai iasă. Așa. Ok. Trebuie să mai strecurăm un pic. Bun. Mai tăiem unul. Ăsta care l-am ocupat, îl punem în cutie. Cu mâna e mai greu, dar ce să-i fac? Cutiile astea le-am păstrat de la ETA. Dar-s bune.
Anul trecut nu mi s-au rupt așa multe la transport, dar în 2017 foarte multe rame s-au rupt. După floarea soarelui. Ia să vedem. S-ar putea să... Nici asta nu e și nu mă ajută cu o mână, nu pot să fac bine. Dar în rest iasă bine dacă folosesc ambele mâini. Punem înapoi aici. Trebuia un pic de ajutor cu filmatul. Dar încerc să fac cu mâna asta cu telefonul, să vedem. Ca să închid repede. Iasă mai bine. Trebuie să folosești ambele mâini. Să închizi foarte repede, că dacă nu, îți iasă cu defect. Și astea le adunăm și le punem din nou la topit. Punem din nou aici. Așa. Și ele se topesc ușor. Bun. Până se întărește fagurele ăla, mai punem unul și decupăm. Iasă cu mici defecte. Da, cred că-s bune. Am și un șablon mic, dacă vreau să tai de jumate, pentru rame de jumate și... Să vedem dacă s-a întărit asta. Trebuie două mâini să folosești, că altfel nu faci treabă bună. Da. Trebuie două mâini, dar cum? Dacă nu folosești două mâini, nu poți. E bun un polonic din ăsta. Ca măsură. Am văzut că pe alții pun cu cană. Da. Te mai murdărești pe degete, dar așa polonicul e mai bine. Mi se încarcă șpaclul, mai bag aici el țin un pic și se curăță. E temperatura destul de ridicată la... Dacă tau prea tare face spumă și dacă are spumă o să iasă cu defecte. Dacă îl pun din coace aici e mai mare temperatura și se curăță mai bine. Așa.
Bun. Și asta are puncte așa. Dacă apuc un pic de apă la lumină, văd că nu. Parcă nu-mi place asta. Îl pun iarăși la topit. Trebuie să folosesc ambele mâini. Dar așa iasă fain dacă te miști repede. Te miști repede cu pusul și cu închisul presei. Iasă bine. Așa. Rebutul punem înapoi la topit. Eu cred că merg. Să încălzește, mai dăm un pic de apă rece. Bun. Cam asta e. Dacă îți folosești ambele mâini, iasă fain. Nu. Spor la treburi. Toate cele bune. Vă salut.